Bună, dragilor, sunt Aurora și sper că aveți la voi tot ce vă trebuie, că v-ați luat casca, lopata de infanterist, masca de gaze și musai baioneta, pentru că, da, iar stăm cam prost cu armamentul. Și pentru că, ala la guerre cum presimt că vom sta cam mult astăzi în tranșee, și pentru că am intenția să vă prezint și un anti pentru că eroi am tot văzut într-un supliment al poveștii de vineri, vă invit de la bun început să dați subscribe dacă nu ați făcut-o deja, pentru a ne putea întâlni mai ușor. Deci, să pornim la război. Așa cum am povestit în dețile trecute, războiul în care vom intra astăzi pentru a explora texte literare legate. de el, este Primul Război Mondial sau Marele Război, așa cum a mai fost numit. Deci, pentru cei mai tineri dintre noi, dragilor, de câte ori veți auzit din tagma Marele Război, este vorba despre Primul Război Mondial, cel din 1914-1918 și nu despre cel de-al doilea. Deci suntem în anul 1914 să pornim la război. A, ah, dar stați, România nu a intrat în război, în 1914 a avut doi ani de neutralitate, deci a avut timp să se pregătească, nu așa? A avut timp să-și pregătească armata, a avut timp să-și facă un plan. Haideți să vedem cu cine plecăm la război. Vreau să vă citesc dintr-o istorie sinceră a poporului român, a lui Florin Constantiniu. Aprovizionarea armatei a dat naștere la un bum afacerist în care venalitatea a căpătat proporții considerabile. Un publicist nota în jurnalul său la 13 august, nu mai e nimic de... operat. Aproape 2 miliarde de lei ai Ministerului de Război s-au mistuit pentru ca, peste o lună de zile, să se adreseze acel apel deznădăjduit ca să-și facă pomană și să dăruiască obiele pentru soldați. Samsarii, deci, au intrat în vacanță, nu se mai cumpără, nu se mai vinde și bursa permiselor de export s-a închis. Guvernul liberal a angajat România în război cu armata nepregătită, a subevaluat capacitatea de riposta adversarului și și-a întemeiat planurile de luptă pe promisiunile aliaților. Corupția și dezordinea din anii neutralității și-au spus cuvântul la începerea operațiilor militare, haosul căpătând în anumite segmente ale articulațiilor militare și civile, proporții uriașe. Constantin Argetoianu oferă o imagine sugestivă a coloanei sanitare care urma să se organizeze în Parcul Carol. Un talmeș balmeș de ambulanțe vechi și noi, de furgoane, de căruțe rechiziționate, de automobile hodorogite, de cuptoare și de bucătării de campanie, amestecate unele cu altele, în voia domnului. O forfotală de ofițeri, de gradați și de civili, zbierând și înjurându-se între ei, ierarhic, blestămând cu toții organizarea, ar fi fost mai exact dezorganizarea, încurcau și mai rău, parcă din adins, ceea ce fusese deja atât de bine încurcat în zilele precedente. Deci, dacă la războiul de independență, soldații trebuiau să-și procure singur echipamentul, iată că. Niște ani mai târziu, situația a rămas neschimbată. Dar să trecem peste aceste amănunte și să revenim la informațiile politice. Această neutralitate a României, menționată anterior, um, s-a bazat pe interpretarea unui tratat secret din 1883, încheiat între România și Imperiul Austro-Ungar, prin care România se angaja să participe alături de Imperiul austro la război, în cazul în care acesta ar fi fost atacat. Dar România interpretează că asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei nu este un atac la adresa Imperiului Austro-ungar, așa că alege să rămână neutră până în 1916. Și dacă vi se pare un gest de onorabil, și dacă ați auzit vorbindu-se că așa procedează România în general, că își schimba alianțele, că nu e decisă ce să facă, că se sucește, așa cum a făcut și în al doilea război mondial, când ne a întors armele, ei lăsați. Nici ceilalți nu sunt mai breji. Iată niște exemple din primul război mondial. În august 1916, Franța și Rusia semnează un acord secret prin care stabilesc că la viitoarea conferință de pace România nu va avea drepturi de pline. În același an, 1916, în luna iulie, Franța și Marea Britanie semnează și ele o convenție secretă prin care stabilesc că România nu are de ce să beneficieze de ajutor militar la Salonic decât dacă atacă și Bulgaria. Așa că, da, cum am spus la început, alagher cum alagher, nici ceilalți nu sunt mai breji, România a făcut și ea ce a putut. În 1916, România decide să intre în război de partea Antantei, deci de partea Franței, Imperiului Țarist și Imperiului Britanic pentru a dobândi uh, teritoriile românești uh, de la Imperiul uh, Austro-Ungar. Deci vorbim despre Transilvania și Banat, dar și despre Bucovina. Bucovina, la 1 decembrie, când sărbătorim Ziua Națională a României, este trecută sub tăcere, din rațiuni politice mai vechi sau mai noi. Tot trecută sub tăcere este și Basarabia, care în martie 1918 s-a unit și ea cu România. Dar și asta este o chestiune politică. În orice caz, în 1916, pentru a-și aduce la îndeplinire acest plan pe care l-am menționat anterior de rodomundire teritoriilor românești de la Imperiul Austro-Ungar, Plan care este cunoscut în istorie sub denumirea de ipoteza Z, uh, România decide, din punct de vedere militar, să deschidă două fronturi. Unul ofensiv în Ardeal și unul defensiv în Sud. Și aici avem nevoie de o paranteză ca să înțelegem ce înseamnă acest front defensiv din Sud, pentru că povestea noastră de astăzi este. Despre o bătălie despre acest, de pe acest front. Și trebuie să ne întoarcem puțin în urmă, în anii 1912-1913, când au avut loc două războaie locale, cunoscute ca războaiele balcanice. În primul război balcanic la care România nu a participat, Liga Balcanică, formată din Serbia, Muntenegru, Grecia și Bulgaria, au purtat un război împotriva Imperiului Otoman cu intenția de a dobândi teritorii, de a cucerii, de a recucerii teritorii din acesta și de a le împărți între ele. Dar, la de acasă nu a fost totuna cu realitatea din târg, și nu prea au căzut de acord asupra împărțirii acestor teritorii. Așa că a urmat un nou război, al doilea război balcanic, în care Bulgaria se gândea că ar putea deveni puterea dominantă din regiune. La al doilea război balcanic, România participă cu binecuvântarea, să spunem în ghilimele, a Franței și a Rusiei, care nu vedeau cu oic bun ideile expansioniste ale Bulgariei. Și armata română ajunge undeva aproape de Sofia, fără să aibă niciun fel de pierderi, singurele pierderi, de altfel destul de însemnate, fiind provocate nu de armata bulgară, ci de holeră. Bulgaria se vede silită să capituleze, iar România se gândește că ar trebui să obțină de la Bulgaria silistra ca preț al neparticipării sale în primul război balcanic, al neutralității sale. Și în urma acestui al doilea război balcanic. România primește de la Bulgaria, Dobrogea de Sud sau, așa cum o cunoaștem mai bine, cadrilaterul. Deci, în momentul în care, în 1916, vorbim de o acțiune militară defensivă, de un front defensiv în sud, vorbim de un teritoriu care cuprindea și acest cadrilater. Și aici avem o bătălie care se numește Bătălia de la Turtucaia, un adevărat dezastru pentru armata română pentru că aici se apără un cap de pod Turtucaia fiind situată cumva vis-a-vis -vis de Oltenița și ideea fiind că între aceste două localități se putea organiza peste Dunăre un cap de pod care să permită debarcarea armatei în, pe, la sud de Dunăre, dar vorbind de o acțiune defensivă, practic acest cap de pod nu exista. Totuși, se apără acest cap de pod, este un dezastru. Armata uh, mixtă, bulgară și germană, zdrobește apărarea românească. Și, da, deci vorbim de o bătălie care poate intra în manualele de istorie militară, drept, așa nu. Um, generalul Alexandru Averescu se întreba vis-a-vis -vis de această bătălie de la Turtucaia cine este autorul ideii ca să avem la Turtucaia un cap de pod? Ce avem de apărat la Turtucaia? Faimosul cap de pod fără pod. Cine a fost inconștientul care a legat de un punct fără însemnătate, căruia lipsa o parte esențială, podul, soarta a 33.000 de oameni și reputația noastră militară. Și că am ajuns la Turtucaia, pentru că de Turtucaia vom vorbi astăzi, vreau să vă spun că imaginea... Aș vrea să-i spun idilică, dar este de o sărăcie cruntă pe care o vedeți în spatele meu. Este o fotografie realizată în 1933 la Turtucaia, de uh, fotograful german uh, Kurt Hilscher. Am să vă las uh, un link în uh, descrierea de pe YouTube sau de pe Spotify, în care să găsiți mai multe poze ale acestui fotograf uh, în cadrul unui proiect independent uh, denumit Muzeul de Fotografie. Acum, așa, ca o paranteză lipsită de însemnătate, pentru nostalgicii României mari, adică aceea care cuprindea și Cadrilaterul, um, și, în fine, pentru nostalgicii vremurilor de altă dată, să știți că multe sate din zonă și din Dobrogea românească arată tot în halul și în zilele noastre. Uh, și că am zis cuvintele România Mare, care sunt invocate de tot felul de extremiști, începând din anii 90 și până astăzi, să știți că există și în alte țări astfel de extremiști care vorbesc de o Bulgarie mare, care ar cuprinde inclusiv Dobrogea românească, Ungaria mare, știm, și așa mai departe. Deci, uh, Astăzi vom vorbi despre această bătălie nereușită de la Turtucaia, așa cum o vedem în literatură. Și vreau să vă invit să descoperim împreună un autor pe care noi îl cunoaștem mai mult de la sărbările, de la grădiniță. Știți poezia aceea? Balada unui greier mic cu cri, cri, cri toamnă gri, nu credeam că o să mai vii și așa mai departe. Da, e bine! Este vorba de Topurceanu, pe care astăzi îl vom descoperi ca memorialist. Ca amănunte din biografia lui Topurceanu, pentru cei care sunteți din București, vreau să vă spun că el a fost elev la două licee de prestigiu din București, la Matei Basarab și la Sfântul Sava tot așa ca un amănunt picant după o căsătorie nereușită a avut o relație discretă și fericită cu Otilia Cazimir, pe care și ea pe care și pe ea o cunoaștem tot din poezile de la grădiniță. Topurceanu este autorul uh, baladelor vesele și triste, al parodiilor originale, foarte simpatice, fiind mai ales acela după Arghezii, în care îl descoperim ca un excepțional mânuitor al cuvântului, dar nu ca poet uh, propriu zis, așa, uh, cu chiar marcă în uh, istoria literaturii că îi lipsește lirismul și asta îi răpește posibilitatea de a fi un mare poet. Însă modul în care el știe să mânuiască cuvintele este admirabil. Și aș vrea, înainte de a trece la textul nostru propriu zis de astăzi, să vă citesc ce spunea el textul pe care urmează să îl reproduc este un uh, citat uh, inclus în uh, istoria critică a literaturii române a lui Nicolae Manolescu. Deci, uh, în cum am devenit ieșean, uh, Topărceanu spune Zic unii dintre confrații mei binevoitori că eu n-am talent. Apoi, tocmai asta e mândria mea. Cu talent cine nu poate să scrie? Dar ia să te văd fără talent să faci ce am făcut eu. În 1916 îl găsi pe Topârceanu pe frontul de la Turtucaia. El scrie în urma acestei experiențe amintiri din luptele de la Turtucaia pentru cei care s-au mai întors și pentru familiile celor care au pierit. Camarazilor de la Turtucaia le închin aceste mohorâte rânduri. Textul uh, cuprinde mai multe părți. Noi, astăzi, vom citi din prima parte, în așteptare, ca să avem o introducere, iar apoi am să vă mai citesc uh, partea denumită În foc. Și vă invit cu căldură să citiți textul integral, pentru că este excepțional. Avem un text uh, memorialistic. Dar nu orice text memorialistic, ci un text uh, creat de un scriitor adevărat. Deci veți vedea că este foarte bine scris. În așteptare! Lagărul întărit, care apăra, în ghilimele, capul de pod de la Turtucaia, avea forma unui larg semicerc sprijinit pe Dunăre. După cât știam pe atunci și după cât îmi aduc aminte, orașul era ocolit la o distanță care varia între 8 și 12 km, de un sistem de lucrări defensive principale împărțite în așa numite centre, numerotate până la 14. Închipuiți-vă un arc aproape regulat, a cărui coardă era Dunărea. Centura aceasta, începând de lângă Dunăre, din susul orașului, aproape de Staroselo, care era în fața centrului numărul 2, Ocolea spre, spre sud, până lângă Dai Dâr. apoi, trecând prin fața satului Antimovo, venea să se sprijine cu celălalt capăt, tot pe Dunăre, în josul orașului, lângă satul Cosui Bulgar. Tranșele săpate adânc, întărite cu garduri de sârmă ghimpată și cu gropi de lup în față, se întindeau aproape fără întrerupere pe marginea unui platou care domina valea și colinele din față. Afară de această linie principală de apărare, aveam în spate linia a doua, mai puțin întărită, care închidea de aproape turtucaia în alt semicerc mai mic. În sfârșit, mai erau tranșeele din, din afara centurii, spre sud și unghiul de întăriri care apărau satul Staroselov. Eram 30 de tunari deasupra statului Cosui Bulgar, lângă două cupole de tunuri neisprăvite, la care lucrau până seara târziu oamenii de corvoade civil aduși din țară de peste Dunăre. În ziua din urmă, odată cu o primejdiei, numărul lor fusese sporit cu vreo 200 de turci de prin împrejurim, care, sub paza soldaților noștri, cărau betonul frământat de o mașină gălăgioasă și îl turnau în două imense gropi cilindrice, unde trebuia să fie așezate tunurile. După câte auzisem, lucrarea a început să încă din martie, dar se tărăgănase până acum, în zilele mobilizării. Corturile și adăpostul nostru erau lângă crasta unei coline, care cobora cu un capăt în Dunăre. De o parte se adâncea o vale îngustă, cu un pâriaș umbrit de sălci, de unde pornau până spre turtucaia, livezi bogate, țarini și vii cu poamă crudă, de cealaltă, tăpșanul lin cobora într-o vale mai largă, cu așezări gospodărești, lângă un iaz bogat în pește, deasupra căruia se ridica o coastă pleșuvă de dal, apoi tufăriș mărunt și mașuri pustii, luminate de soare. De acolo și din cutele amfiteatrului din dreapta trebuia să vie inamicul. La o aruncătură de piatră sub coastă, înaintea gropilor noastre, erau tranșele ocupate de o companie a unui regiment de infanterie, unde mă duceam adesea să privesc peisajul vast și calm din față, peste care treceau numai umbre călătoare de nouri. Infanteriștii erau toți rezerviști sau milițieni, unii concentrați încă de pe iarnă, în cea mai mare parte oameni trecuți de 40 de ani. În ochii lor nu citai dorul tineresc de acasă, ci numai grija mohorâtă și senină de nevastă și copilași, părăsiți fără sprijin, cine știe unde, în mijlocul unei gospodării dărăpănate. Mi-am lăsat nevasta acum șase luni cu patru copii și numai cu trei franci în casă, îmi spunea unul dintre ei. Cum de nu s-ar fi gândit cei mari și la noi, că doar nu suntem câini. De la o vreme, chipurile lor pământii roase de același gând îndărătnic, începeau să-mi străcoare în suflet o teamă nelămurită, o dezamăgire surdă. Vor fi oamenii aceștia necăjiți în stare să înfrunte războiul? Ce Dumnezeu! Dușmanul care putea sosi din ceas în ceas nu trebuia să ne găsească cu gândul numai la soarta nevestei și a copilașilor. Dar mă gândeam. De unde să aibă ei în sufletul lor întunecat și amărât lumina iubirii de țară, care singură ar mai putea da un înțeles suferințelor războiului și dezlănțuia avântul? pentru care scop, priceput și primit de ei cu dragă inimă și de la cine ar fi putut ei să învețe uitarea de sine. Dar au încercat măcar cei care au pus la cale acest război în încinta orașelor să se coboare până la ei să-i lămurească și să-i întrebe. Iar acum, întunecați și amărâți, trebuiau să-și dea viața pentru scumpa lor patrie. Erau mai ales țărani de prin județele de câmp ale Munteniei, cei mai oropsiți dintre toți. Mă uitam la ei cu strângere de inimă. Nu se potriveau deloc cu imaginea ostașului român de acum și de pe vremuri, așa cum i-o zugrăvise în suflet strălucitoarele defilări ale regimentelor gătite de paradă și mai cu seamă galeriile tragice ale istoriei noastre naționale, atât de aspră și de eroică. Numai artileriștii de pe lângă cele două cupole neisprăvite se mai potriveau cu icoana ce mi-o făurisem în minte, dar aceștia erau aproape toți tineri, moldoveni prin și posnași, ca cei din literatura lui Alexandrii. Ziua întreagă șuguiau și își îndeplinau îndatoririle cu inima ușoară. Uneori însă și ei păreau îngrijorați. Ce ne facem noi cu babalăcii ăștia când o începe nunta? Parcă nu s români, parcă salte alte dihănii. Printre infanteriști, unul singur părea mai inimos. Mieluș țiganul, cu mustățile lui mari și cu sprâncenele îmbinate deasupra ochilor negri și vioi ca de veveriță. Dibuise el, nu știu pe unde, un ceasornic cu muzică, despre care nu dădea nimănui nicio lămurire și pe care îl ținea întotdeauna așezat frumos lângă raniță și nu îl pierdea din ochi ca să nu facă picioare. De câte ori ieșea din trașe, mielu și făcea teatru. Își lua ceasornicul sub tioară, se ducea cu el în dos lângă bordei și acolo, după ce îl potrivea bine din șuruburi, îl punea pe pământ și începea să se încrunte la el. Când cioară să joace boierul!" Și nu mai decât ceasornicul începea cu note picurate, un marș vulgaresc, iar mieluș cu o mână în șold și cu alta în ceafă, frământa pământul. ce ți a apucat țiganel?" întreba într-un rând. Ei, domnule, am și eu un foc la inima mea. Ne-a prins războiul pe meleagurile astea, și n-am apucat barem să mai văd țigan ca o dată. Că eram luat numai de șase zile când m-a concentrat. Biatul mieluș, poate presimțea el că nu o să-și mai vadă țiganca niciodată, dar nu presimțea ce moarte grozavă îl așteaptă. Totuși nu ne obișnuisem cu gândul că suntem în război. În acea seară, stăteam până târziu, ca de obicei, cu locotenentul meu, un podgorean din Pudna, la popota infanteriștilor, care ne invitau mereu la masa lor sub un umbrar adăpostit la vedere. Seara era caldă, dar vinul era rece și se potrivea de minune cu peștele proaspăt, fripejorati, care venea întotdeauna după niște jumări amestecate cu fire de iarbă. Erau pe lângă masa de scânduri doi locotenenți de rezervă, unul institutor din Călăraș, celălalt șef de birou la domenii, amândoi cu gândul nemărturisit acasă, dar hotărât să-și facă cinstit datoria, amândoi cap de familie, pe care un capriciu al împrejurărilor îi transformase în ofițeri, și chemase pe neașteptate să conducă soldații în luptă. Merau și trei sublocotenenți, doi în rezervă, al treilea abia ieșit din școală, băieți vesel neștiutori parcă de greutatea ceasului de cumpănă prin care trebuia să trecem. Sub impresia manifestațiilor războinice din capitală, ei discutau zgomotos despre politică, literatură și intențiile inamicului și nici prin gândul ar fi trecut că ai noștri ar putea să fie biruiți vreodată și că peste câteva zile numai turtuca aia s-ar putea să cadă. Când vorba se mai potolea, mieluș lângă un capăt al mesei își lungea gâtul spre lună și cânta cu glasul lui pătimaș de țigan îndrăgostit. Aniță -ți o bătut ar sfântul, cum îți bate șorțul vântul. Mă uitam la țigan, mă uitam la și mei și fără voie privirile mi se întorceau spre miază zi, spre cerul posomorât și amenințător al Bulgariei. Și acum voi trece la Cealaltă parte, denumită În foc, despre care v-am spus la început că. Din care v-am spus la început că aș vrea să citesc. În foc. Despărțit de locotenent și de o parte din camarazii mei, câțiva știam bine că au rămas din coace, dar nu-i vedeam în învălmășală, am rămas câteva vreme cu brațele încrucișate privind în jurul meu. Vedeam numai chipuri posomorâte, ochi plini de desnădejde. Pe drumul dinspre Turtucaia veneau și se opreau în grămadă tunuri și chesoane de artilerie, soldați cu ochii injectați de fum și neodignă, care priveau aiuriți fără să priceapă, malul de dincolo, pustiu și Dunărea, fără pod și fără niciun vas. Numai câteva șlepuri, unul cu cazan mare de petrol, se vedeau părăsite în fața gării, pe când altele, dezlegate de la mal, plutau în voie la vale, fără cârmaci. Tunurile bulgare băteau acum tot mai rar. Bateriile își schimbau de sigur pozițiile, veneau mai aproape. Vin rușii dinspre Silistra, strigă un glas. La coastă băieți, sau aud alte glasuri răzlețe. Mă trezi atunci, ca dintr-un somn adânc din toropeala mea. Eram singur de asta dată și puteam să fac ce mă taie capul. Luai o armă aruncată pe nisip, în câteva clipe mi-umplui sacul cu cartușe, și porni cu primul val de oameni la dal, prin vile și livezile deasupra malului. Soldații singuri, fără ofițeri, se, risipise, se risipiră într-un lung lanț de trăgători, al căror șir se pierdu numai decât spre dreapta mea după unduirile terenului. În curând începurăm să întâlnim soldați care veneau spre mal. Departe sunt bulgarii? Nu sunt departe. Uite, acum prind a ieși iar din pădure. Dar ai noștri mai sunt mulți? Nu mai sunt. Găseam răniți pe după câte o movilă prin gropi. Într-o margine de vie, doi țigani mâncau struguri. Când am ieșit deasupra, la loc mai neted, gloanțele începură să treacă printre noi cu un sâsâit scurt. Eram la flancul stâng. Dinspre dreapta mea, începură să răsune împușcături de-a lungul cirului cu care pornisem. Mulți araci din vie erau culcați la pământ. Mă lăsai și eu într-un genunchi și descărcai câteva focuri la întâmplare. Vecinul din stânga să mai în urmă, pe când cel din dreapta, om trecut, cu fața amărâtă și încrețită de necazuri, vrut să tragă și el, dar nu știa bine să încarce arma. Când slobozi primul foc în sus, se apucă cu mâna de falcă. Apas-o bine în număr și lasă țeava mai jos să strigai. Ieșeam acum din vii. Ne-am oprit câteva vreme în șanțul unui drumeac ce ducea spre oraș. Gloanțele tot mai des și erau pe deasupra, altele izbeau scurt, în țărână, scoțând un de praf, pe când asupra lanțului de trăgători, spre dreapta, începură să se spargă șrapnele. Înaintea mea, unde pământul devenea mlăștinos pe alocuri, aveam acum de o parte niște tufe mari de măceși, de cealaltă un dâmp de pământ. Printre ele trimiteam glonț după glonț spre limba de pădură care se vedea nu departe și de unde știam că ne vin împușcăturile. Tâmplele îmi zvâgneau, iar gândurile îmi fugeau de necontenit departe de locul în care mă găseam. Îmi veneau în minte mulțime de lucruri fără însemnătate, crâmpe de amintiri banale din trecut. Îmi aduceam aminte de Badea Mihai, care fusese în războiul de la 1877. Ei, cum era la război, nene Mihai?" îl întrebam pe bancă sub plopii de lângă poartă. Apoi, cum să fie? Eram în niște porum și făceau gloanțele fit pe la urechea asta, fit pe la urechea asta -laltă. și mi-arăta cu degetul cum făceau. Atât știa el să-mi spună din tot războiul la care luase parte. Ia ca mă gândi. Am ajuns și eu ca Abada Mihai să-mi facă gloanțele fit pe la urechea asta. Ștrapnelele trosneau într-una, dar gloanțele lor mari care cădeau pieziși, rareori ori ajungeau până la flancul stâng unde eram eu. Totuși, la fiecare bubuitură mai apropiată, instinctiv, ne capul între umeri de parcă ne-am fi apărat de pietre. Multe obuze se spărgeau de parte la spadele nostru, era un foc de baraj care, din principiul lungimii frontului nostru, nu putea să ne taie retragerea. Când întorsei capul, văzui că vecinul din dreapta a rămas în urmă. Ce, nu mai vii?" îl întrebai, iar el cu fața în soare se strâmbă urât, de parcă ar fi fost scârbătare de ceva. Gâlgâie, domnule," îmi zise. Ce gâlgăie? Sângele. M-a lovit. Trage-mă undeva la adăpost, că pe urmă mă eu cum îi putea." M-a plec și îl ridit o subțioară. Era lovit asupra genunchiului. Dar de-abia facem câțiva pași, că și simt că își pune capul în piept, cu un sugit scurt și să lasă greu. Îl lovise al doilea, glonț în ceafă. L-am lăsat jos, m-am întors. Fit Pe la urechea asta. Îmi veni iar în minte ca o obsesie. Vedam plopii de lângă poartă în amurg și pe bada Mihai cu luleaua. Am ajuns lângă dâmbul de pământ din față. În iarba lui arsă de soare, gloanțele foșneau scurt ca niște șopârle. În proșcăturile bulgarilor, mai dese decât ale noastre, se auzeau limpede și prelung, lung, un șir de răpăituri neregulate. Și deodată încep să disting pe cei care trăgeau în noi. La marginea crângului din față, un om alerga spre noi cu spatele încovoiat, apoi altul. Erau bulgari. Înainteau un în salturi mici pe căprării, câte unul din fiecare flanc, apoi din mijloc, ca la carte. Unii făceau saltul în goană, alții veneau un pas, a plecat ușor cu lopata în dreptul obrazului. Mă lăsasem la pământ și, sprijinit în coate, fără niciun adăpost în fața mea, trăgeam cu năduf. Cunoșteam acum prețul cartușelor. Uitasem hotărârea cu care am pornit de la mal, să ne tăiem un drum spre Silistra, uitasem descurajarea, neorânduiala și învălmășala de sub râpi. Eram întreg al clipei de față și trăgeam într-una, cu un fel de voioșie nestăpânită și cu obraji înfierbântați în adierea vântului. Aferim, auzi un glas nu departe. Era mieluș stiganul cu mustățile zburlite, negru și urât cum nu-l mai văzusem, dar în clipele acelea ar venea să mă duc și să-l iau în brațe ca pe un prieten vechi. Numai ochii îi străluceau, țintiți asupra mea, ca niște puncte de foc. Mă apucai din nou să pândesc cu pușca la ochi, locul și clipa în care se ridicau, tot unul câte unul, cei din pădure. își trăgea și el, dar se vedea că nu era prea iscusit la treaba asta îmi urmărea fiecare împușcătură și se vesela grozav de câte ori se părea că am lovit în plin. Aie!" striga el cu multă satisfacție. Închizătorul armei însă mergea din ce în ce mai greu. Se îmbâxise de praf ori se umflase de căldură. Țeava frigea. O mitralieră bulgară începu a turui fără veste dinspre stânga. Gloanțele zvârlite departe, ca stropii de apă dintr-un furtun de grădinărie, însemnară câteva linii repede de pulbere ridicate la vreo 30 de pași în fața noastră. Mă trăsei iute la adăpost sub dâmbul de pământ. Sus, pe crasta lui, erau vreo cinci bărbați care auzi mitraliera, se întoarse ca la o comandă câtești cinci cu coasta spre inamic și începură să se târască spre o tufă de la capăt, căutând chipurile la un adăpost acolo. Le strigai să coboare, dar nu mai avură vreme. Prinși de o undă a mitralierei și ciuruiți de gloanțe din coaste i-auzi gemând ușor ca niște cățăluși. Și câtești cinci, confiorare scurtă, încrabeniră cu fața în jos. Peste puțină vreme, mitraliera încetă. Fugi, domnule, că am rămas singur și dau bulgarii peste noi, îmi strigă mieluș. Mă uitai spre stânga. Nu mai era nimeni. Spre dreapta mai rămâseseră vreo trei oameni care se ridicau să fugă. La spatele meu, mieluș alerga acum îndoit de mijloc, întorcând capul, pe semnă că nici lui nu-i prea venea să se despartă de mine. M-am ridicat și eu și am pornit în dărât. Și nu știu cât voi fi mers în urma lui mieluși, când acesta s-a oprit să-mi spuie ceva. Dar în aceeași clipă, cu-n cu grozav, simți ca o izbitură în obraz și rămâsei câteva clipe cu ochii strânși și închiși. Urechile îmi țiuiau. Îmi dusei mâna la obraz, la tâmple, eram întreg. Abia atunci mi-am dat seama că un obuz se lângă noi. Căutai cu ochii pe mieluși, stăteai gemuit la câțiva pași cu barba în genunchi. Ce-ai pățit, mieluși? Aoleu, mămulică, gemuiel încet. Era galben și nu se uita la mine, parcă nici n-aș fi fost acolo. Mieluș, frate Mieluș, unde te-a lovit? Îl ridicai de subțiori, dar era să scap din mâini când am văzut ce are. O zburătură de obuze îi rupsese pântecele. Intestinele atârnau pe jos. Cu mâinile tremurânde, el încerca să le adune, să le vâre la loc în pântece, amestecate cu țărână și cu firă de iarbă uscată. Mă mulică, măiculița mea, gemea el într-una dar șrapnelele cădeau tot mai aproape, băteau acum toată marginea viilor. Îl pusei jos leșinat și porni în goană fără să mai privesc în urmă. Dădui peste câțiva soldați răzleți care strigau și făceau semne cu capela. Ce e? ai noștri, tot în noi!" îmi strigă unul. Într-adevăr, multe gloanțe veneau dinspre Dunăre. Ostenit mă lăsa atunci într-o adâncitură de pământ, sub un nu cu ramuri plecate. Tâmplele îmi zvâgnau dureros. Nu mai de nașcă dar rănit, mă gândi pentru întâia oară, auzind niște voiete apropiate. Ar fi o agonie prea chinuită prin locurile acestea străine, unde câinii se vor îngrășa de hoituri și vor sfârteca pe cei ce trag să moară. Alt lanț de trăgători a ajuns acum în dreptul meu. Mă ridicai să pornesc, dar băgând de seamă că mi s-a desfăcut o gheată, mă aplecai să o leg. Un glonț rătezea o crânguță de nuc deasupra capului meu. Dacă aș fi stat în picioare, m-ar fi lovit un obraz dar până atunci gloanțele mă ocoliseră, parcă ar fi fost vârlite de o putere magnetică negativă. Am tras iarăși câteva cartușe din dosul unei de pământ și când mă sculai să pornesc înainte, un om cu brațele desfăcute ca o cruce răsări drept pe vârful movilei și mi să prăbuși în brațe. N-am rostocolit amândoi. Era mort. M-am ridicat ca amețit de vin și am pornit înapoi spre malul Dunării. Nu știu cât voi fi mers, fără să-mi dau seama de nimic din jurul meu. Când am ajuns deasupra râpilor de lângă apă, văzui aceeași strânsură de oameni grămădindu-se pe sub maluri. Mulți aveau albituri în vârf de băți, alții le fluturau în mână. Și Dunărea era plină de oameni care luptau cu valurile. Vă îndemn încă o dată să citiți integral acest text. Este disponibil pe Wikipedia, de unde l-am citit și eu. Și înainte de a ne despărți, pentru a vă da o dovadă, dacă mai este nevoie de geniul lui Topurceanu. Vreau să vă rog să mai aveți un strop de răbdare cu mine și să ascultați o poezie intitulată de Profundis, scrisă tot de Topurceanu, în care regăsim aceste evenimente tragice, această experiență a sa la război, într-o poezie, de data aceasta, cu altă tonalitate. Poezia se numește De Profundis. Nu, asta nu pot să o suport. Curând un an și jumătate de când ați declarat că sunt mort în unanimitate. Toți proștii câți m-au cunoscut ziceau, mi era un fel de rudă, săracul, cine ar fi crezut, în vine să înviez de ciudă. Profane mâini m au răsfoit la ea arhiva, revistele m-au prohodit, amicii mi-au mâncat coliva. Mă pipă, stau nedumerit, mă trag de păr, simt că mă doare, nu, n-am murit, vă dau cuvântul de onoare. Scriu versuri proaste, de deci ce exist. Mi-e dor, mi-e tare dor de o fată. Trăiesc de vreme ce sunt trist și râd ca altă dată. Dar astăzi, negru și zburlit, de cum m-a prins dușmanul, vă dau de veste că am sosit întreg și eu și geamantanul. Am fost la început în rai, la neamț la mănăstire, păduri de cetin, flori de plai, singurătate și iubire. Pe urmă am intrat în iad la turtucaia și încă miroseam abrad când s-a început bătaia. Acolo jos un capitan cu barba rară m-a pus alături un țigan să-mi dau viața pentru țară. Mi se părea că e un bazm când gloanțele veneau din vale spre mine cu entuziasm și cu intenții criminale. Mă căutau prin cucurul să mă mănânce, să mă frigă și când cădea cât un obuz, cât un unde mă măligă, trosnea cu flacără și fum de se cutrămura maidanul. Încă mă minunez și acum că nu mi-au spart timpanul. De acum chiar de m-aș zvârli într-o vultoare, de mine moartea va fugi cu coasa între picioare. Căci îți va zice în gândul ei, mor toți flămândul și săturul, dar asta are de obicei să-mi tragă chiulul. Sper că v-a plăcut. Sper să ne întâlnim și săptămâna viitoare la suplimentul despre care vorbeam la început și bineînțeles, vinăra viitoare cu o nouă poveste, tot despre primul război mondial. Pe data viitoare, Papa. Pa.